Republica Moldova a celebrat astăzi Ziua Națională Limba Română. Deși a plouat cu găleata, manifestațiile din capitală dedicate sărbătorii nu au fost zădărnicite. Tradițional, autoritățile locale și centrale au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și la busturile poeților de pe Aleea Clasicilor, după care liderii politici au vorbit despre însemnătatea acestei zile. Noi am trăit 50 de ani de zile, scris în Constituție și în multe alte cărți, legi, hotărâri, minciuni. Dar am păstrat în suflet ceea ce ne-a lăsat mama și Dumnezeu. Limba, tradițiile, așa că ce e aici e permanent, ce e într-o lege, fie fundamentală, este temporar. Ziua de 31 august 1989 a determinat în cea mai mare măsură faptul că s-a întâmplat ziua de 27 august 1991. A fost primul pas pe calea de redobândire a suveranității, independenței, statalității Republicii Moldova, pe care noi și în continuare trebuie să o consolidăm. Noi încet cu încet ajungem la o etapă când reprezentanții mass media nu mai trebuie să pună întrebarea ce limbă vorbim. Eu cred că este deja destul de clar și vreau să le spun că cât mai puternică opoziția va fi cei care se vor opune implementării limbii române, cu atât mai devreme va fi soluționată această problemă definitivă. Limba noastră, cea română, valorile noastre naționale, să fie în capul mesei, în viața noastră de zi cu zi. Și aici trebuie să recunoaștem cu toții că avem mult de muncit. Și de aceea, în încheiere, vreau să îmi exprim siguranța. Împreună, luând adevărul, trăind în adevăr, noi vom reuși să rezolvăm și aceste probleme. Președintele interimar Mihai Ghimpu nu exclude faptul ca denumirea de limba română să figureze într-un timp apropiat în textul Constituției. Dați-mi votul și o să vedeți. Dați-mi puterea pe care o au aceia care semnez decretul. Am majoritate, eu rezolvat problemele. De ce vreți să fiți președinte? O să mai vedem. Cine a spus că nu? Pentru al doilea an consecutiv, moldovenii au marcat Ziua Limbii Române fără promotorul valorilor naționale și luptătorul pentru grafie latină, maestru Grigore Vieru. Că este un semn foarte și foarte bun această ploaie. Acum despre semnificație, cred că mai bine decât a spus domnul Vieru, întoarcerea noastră către izvor, nu altceva nu pot găsi. Șirul evenimentelor culturale de astăzi va fi culminat de un super concert în Piața Marii Adunări Naționale.